Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat de Admiral Markets. Sunt Liviu Moldovan și voi fi, ca în fiecare zi, gazda dumneavoastră în acest periplu prin piețele financiare internaționale, pe care o să le discutăm, dinamicile lor, evenimentele care s-au întâmplat, incertitudinile, și accentuez acest cuvânt, incertitudinile prezente, dar după ce vă voi prezenta și această avertizare în ceea ce privește riscurile, instrumentele Forex și CFD sunt instrumente complexe și implică un grad ridicat al riscului de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Este ideal este o necesitate, de fapt, să vă asigurați că înțelegeți pe deplin toate riscurile implicate, tranzacționarea Forex și a CFD-urilor fiind o activitate riscantă. În același timp, această prezentare video nu ar trebui să fie considerată și nu trebuie să fie considerată drept un sfat sau recomandare de a investi, de a intra long sau short pe un cotare activ, ceva de acest gen, deoarece reprezintă doar opinia personală a moderatorului. Această prezentare video are un caracter informativ și educațional. De ce este recomandat sau vă recomandăm să tranzacționați prin Admiral Markets, care sunt avantajele în acest sens, bun, cele mai bune oferte pe indici pentru DAX 30, spre exemplu, un spread tipic de doar 0,8 puncte în timpul programului principal de și normal, de tranzacționare, pentru Forex 0,6 pips, spread tipic pentru paritatea euro-dolar, fără comision pentru conturile Admiral.Markets și Admiral.MT5. Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul companiei noastre. Intrăm în piețe și avem, după cum am spus, incertitudini. Da? DAX 30 din Germania revine pe plus după ce acum câteva minute revenise în zona de zero dinamică, să spunem, ajunsese pe zero la același nivel față de referința sesiunii precedente. FTSE 100 de la Londra se menține, deci acolo e o altă situație, pe un plus consistent, aproape 1,5%. Pe Wall Street vedem o răsturnare de situație. Acum câteva minute, să zicem 10 minute, Wall Street-ul ajunsese înapoi în teritoriul negativ după ce cea mai mare parte a dimineții la nivel de contracte futures tranzacționarea era pozitivă. O să detaliem din ce cauză se întâmplă toate acestea. Trecem scurt în revistă acum și dinamicile din piața valutară internațională. Mult dinamică și e cart mare pentru cotația euro-dolar. Încă se păstrează pe plus față de referința de ieri, dar la distanță foarte mare față de maximul sesiunii. Și în mod absolut evident avem variație mare și ecart mare față de închiderea de ieri pentru lira sterlină. Suntem 1,4% pe plus, dar a fost consistent mai sus această pereche valutară. Hai să intrăm acum în detalii despre ce este vorba. O să lăsăm Brexit-ul și, de fapt, rezultatele alegerilor parlamentare anticipate ceva mai târziu, pentru că avem răsturnări de situație în ceea ce privește situația din Statele Unite. Da?
suntem acum ușor pe plus, vedem cu indicele Dow Jones. Hai să punem graficul la 5 minute și uitați aici roller coaster, da? Din ce cauză? Am avut tranzacționare pozitivă, ok, sentiment bun, eliminare incertitudini, alegeri, Brexit, asta a trimis în teritoriu pozitiv toate piețele. Vine China, da? Și autoritățile, da, și spun, domnule, o să ținem o conferință de presă ca să facem câteva clarificări în legătură cu acordul comercial dintre Statele Unite și China. O surpriză, că de la Beijing nu prea am văzut nimic comentat, da, au o tăcere impresionantă, să spunem, o tăcere foarte zgomotoasă. Deci n-au venit să declare, zgomotul și gălăgia a făcut-o doar ca salbă. Ok, ce să fie, ce să fie. O ușoară volatilitate aici, ok, o să ne anunțe pe semne și o să confirme știrea pe surse dată de Wall Street Journal și de CNBC ieri, cum că au căzut la pace, mai e nevoie doar de semnătura lui Trump și phase 1 a acordului e în regulă. Ok. Deci, piața s-a așteptat ca autoritățile de la Beijing să confirme acest lucru. Și ce se întâmplă? Ia ghiciți. Vine Donald Trump și aveți pe ecran exact știrea de pe CNBC și tweet-ul pe care l-a postat Donald Trump și spune că, domne, povestea de ieri cu acordul este complet greșită, în mod special pe declarațiile lor cu tarifele vamale, nu știu ce, fake news, ar trebui deși să-și găsească nu o sursă mai bună. E cineva care să disemineze mai bine, dacă se poate spune așa, știrile pe surse, da? Sursa să fie de mai bună calitate. Bun, deci el vine și neagă, da? Aia anunță conferință de presă, apare știrea pe surse, China zice, facem conferință de presă să anunțăm oficial ce se întâmplă, să facem lumină, da? Vine Trump și zice, nu, domne, că e fake news. Și, imediat, piața scade. Așa, piața scade și își revine în momentul... trece ora 4 și jumătate, ora programată și anunțată de Beijing, da? Eu între timp încerc să găsesc pe un alt calculator să vă arăt exact și știrea. În fine, deci la 4 și jumătate anunțaseră chinezii că țin conferința de presă, trece 4 și jumătate, nu se întâmplă nimic, anunță că, domne, o amânăm până la 5. Ok, are loc revenirea indicelui Dow Jones și asta căutam la nivel de breaking news, până la urmă dânsii au anunțat în acea conferință de presă și au confirmat știrea de ieri pe surse dată de Wall Street Journal și CNBC. Și vă mai arăt odată tweet-ul lui Donald Trump, da? La ora 4 și 6 minute, da? Wall Street Journal on the China deal is completely wrong, fake news. Vine China și vin și acum și spun, nu, domne, pe bune. Deci totul este reglat, trebuie doar să semneze președinte. Deci și are loc acest picaj și apoi revenire pe graficul de la 5 minute. Evident, chestia asta s-a întâmplat și sau a avut loc și
pentru restul piețelor, da? Uitați, scădere și apoi revenire. Aici avem DAX 30 la 5 minute. În mare cam despre asta este vorba, la nivel de știri foarte proaspete, happening now, să zic așa. Vreau să ne uităm puțin, să vedem ce s-a modificat în urma acestor vești și a rezultatelor alegerilor. Suntem pe indicele DAX 30 la un, în acest moment, milimetric față de maximul perioadei destul de îndelungate, da? Când am mai fost aici, 7 ianuarie 2018, un an și jumătate, da? Și nu suntem foarte departe de această cotă, 13.600 de puncte, să spunem, despre care nu cred că trebuie să mai menționăm ce reprezintă, da? Confirmarea acestui trend de creștere, chiar dacă maximele au fost împinse sus aici și am revenit, tendința rămâne pozitivă. Next. Indicele Dow Jones nu are același puseu pozitiv generat de rezultatele scrutinului din Anglia, dar rămâne pe tendință pozitivă, nou maxim pe la vârful sesiunii. Nu se schimbă foarte mult. Există totuși o ușoară componentă negativă a veștilor pe care le-am primit astăzi, acele vânzări de retail sales, acele vânzări de retail, vânzările cu amănuntul, la nivel de de S&P 500. De asemenea, uitați aici cum spuneam, există această formațiune, linie lower highs și higher lows, da? Aici se concentrează, se înghesuie cotația, care în mod normal țâșnește ulterior, se acumulează tensiuni și țâșnește, fie în sus, fie în jos, cu o dinamică mare. Am avut asta în sesiunea de ieri, încercând să continuăm și în sesiunea de astăzi, începe deja să nu mai pară un fals breakout, da? Lira sterlină, ca fiind hai rapid și fuții, uitați, creșterea generată de clarificarea situației politice de acolo, dar rămâne capped, să zic, țintuit, limitat, tranzacționându-se în acest interval. Tranzacționare laterală destul de lung, pe un interval destul de larg. Cât avem? 7120, 7420, grosso modo, 300 de puncte, aproape 5%. E ceva. Deci, practic, tendința și, în mod normal, poate că nu se diseminează sau nu se simte în preț complet efectul pozitiv, dat fiind faptul că astăzi este vineri, circulă o teorie, nu știu dacă este adevărată sau nu, dar circulă o teorie cum că vineri fiind parte din trader își iau instituționalii mari, spun. Își mai au liber, pleacă mai devreme în weekend. Fondurile mari de investiții, fondurile gigantice și așa mai, fondurile de pensii și așa mai departe, iau deciziile ceva mai greu și continuă să influențeze piața luni sau marți. Sau și luni și marți, nu? Nu intră așa, nu sunt atât de fâșnețe și nu intră atât de rapid vinerea. Deci ar putea să continue acest efect pozitiv. Lira sterlină, fiind vedeta sesiunii de astăzi, cu o creștere aproape 3%, cred că a fost pe maxim, acum avem undeva peste 1,5% imediat.
Nu, 1,2% pe M5, să spunem. Și să mai strângem un pic, adică graficul la 5 minute, puteți vedea la anunțul exit poll-ului cât de mult ați ieșit și apoi încet, încet, încet s-a corectat acest lucru. Din ce cauză? Ce vă spuneam ieri? Potențialul de creștere este limitat în această situație în raport cu potențialul de scădere. În ideea că veștile bune, că o să câștige conservatorii și așa mai departe, erau deja puse în preț. Chiar și în varianta, cum v-am spus, acel sondaj care arăta un ecart în scădere, ei au zis, nu domnule, până la urmă tot conservatorii ies, o să aibă majoritate confortabilă, o să treacă acordul negociat și uite cum avem Brexit-ul și terminăm cu incertitudine. Ok, chestia asta era pusă în preț. Sigur că astă noapte la ora 12, piețele mai subțiri fiind, da? Puțin traderi care au stat peste noapte să vadă, pe semne instituțiile financiare, bănci și așa, au desemnat cât un trader. Acolo stai la desk să vezi ce se întâmplă, nu întreaga echipă și așa mai departe. Deci lucrurile subțiri. Sesiunea japoneză, asiatice, nu că tranzacționează pe sterlină, deci, în fine. Și apoi lucrurile s-au mai liniștit. Au zis, bă, stați un pic, că noi deja aveam. Unde suntem cu sterlina? 1,35, păi cum vine chestia asta? Avem Brexit, avem asta. Noi am mers și am urcat. Am suit lira sterlină de mai multă vreme. Uitați unde eram în septembrie, da? 1,1950. Iar toată povestea asta, hai să zicem, sau de aici, așa, toată povestea asta, plus raliul din, pe graficul zilnic, plus raliul din perioada recentă, ultimele două săptămâni, să zicem, astea au mers pe ideea că vor câștiga conservatorii. Deci au câștigat, ok. By the rumor, sell the news. Or fi făcut mulți dintre ei. Pe de altă parte, sau pe mai departe, rămâne un potențial ușor pozitiv pentru lira sterlină. Nu-mi imaginez să o vedem la 1,25, da? Să zicem, în trimestru sau două de acum încolo. Dar asta spun, va fi limitat. Poate cu o corecție, poate așa, mai câștigăm 100 de pip, mai vedem în timp. Pe scurt, rezultatele, conservatorii și riscurile ulterioare. Conservatorii, aproximativ 364 de mandate, laburiștii 203, S&P, Scottish National Party, 48 de mandate și Liberal Democrații, doar 11 mandate. Cea mai mare victorie a conservatorilor din 1987. Ce e cu S&P, Scottish National Party? Denumirea e limpede. E vorba de principala formațiune politică a Scoției. Și dânsii deja au început să discute despre organizarea unui referendum în ceea ce privește aparținerea, să spunem, da? Scoției în cadrul, apartenența Scoției în cadrul Regatului Unit, adică un referendum de independență. Nu vrem să mai fim cu Regatul Unit, noi vrem să devenim țară independentă în urma unui referendum și să încheiem sau să începem cât mai rapid negocierile cu Uniunea Europeană pentru readerare. Și ar putea să urmeze și Irlanda de Nord. Da? Astea sunt riscurile și atunci din UK, da? Eu spun și atunci din UK, care înseamnă United Kingdom, să avem, să zicem, un fel de SK, Separated Kingdom, sau ceva de acest gen, da? O să vedem. Dânșii au încep negocierile și aici va fi de văzut. Asta este o fază preliminară. Începe perioada de tranziție până la sfârșitul anului viitor, dânsii fiind obligați, teoretic, să încheie negocierile comerciale. Da?
unde o să fie foarte mult de discutat. Mai departe, influențele acestea preponderent pozitive și-au făcut simțită prezența și asupra cotației WTI, în special pe relația cu China, nu Brexitul, țâșnim din această ușoară zonă de concentrare aici, această linie de trend, rezistență încercată în repetate rânduri, acum dă semne că vrea să fie, să devină suport. Amploarea acestei lumânări din sesiunea de astăzi îmi dă un semnal cum că nu va fi un false breakout. Fiind intensitatea creșterii de astăzi fiind destul de mare. E doar o supoziție. Repet, în cadrul acestei webinar nu discutăm despre recomandări, sfaturi de investiții, de a intra long sau short, nimic de acest gen. Exprimăm o opinie, o radiografie a pieței și atât. Nu sunt recomandări. Dacă e de tensionare, evident, aurul scade și el față de sesiunea de ieri. Ce spuneam, nu merită să cumpărați decât în momentul în care, sau să vindeți, depinde, cum dumneavoastră luați decizia, decât în momentul în care suntem cumva fie sus, fie jos la linia de rezistență sau la cea de suport și avem indicii, sau aveți, da? Dacă cotația va respinge sau vom avea un breakout acolo. Aici suntem în no man's land. Nu e ok, nu e safe să inițiem poziții. Pe final, un aspect care în mod normal, într-o sesiune normală, ar fi trebuit să fie headline-ul sau știrea cea mai importantă, vânzările de retail din Statele Unite, estimări 0,5% pe plus pentru luna noiembrie, deci discutăm lună față de lună, doar 0,2. Nu e. Deci noiembrie față de octombrie, nu intră Black Friday, asta vreau să spun. Dinamica nu este foarte fericită, însă la nivel de, uitați aici, nuanțez eu, an față de an, 3,2-3,3. Deci asta este o veste, să zicem, cu caracter mixt. O să avem la 8 seara, asta ca regulă generală, dar nu menționez eu întotdeauna, raportul privind de numărul punctelor de exploatare de petrol din Statele Unite, crește, scade, e important în ceea ce privește războiul cotelor de piață, shale oil, Statele Unite versus cartelul OPEC plus Rusia și așa mai departe. Pentru ziua de luni nu avem indicatori extraordinari de importanță. Aș menționa la ora 11 PMI-ul pentru zona euro. În regulă, cam atât pentru astăzi. Ce vă spun este că în cazul în care nu aveți posibilitatea să vizionați live acest webinar, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube, aveți detaliile pe ecran, să urmăriți acolo înregistrarea webinarului, înregistrările webinarilor, precum și altor materiale cu caracter educațional pe care le uploadăm acolo. Sunt Liviu Moldovan, vă urez un weekend cât mai plăcut, ne reîntâlnim luni la aceeași oră. Toate bune!